Operațiune în forță în această dimineață în Timiș împotriva traficanților de migranți. 19 percheziții au avut loc la Timișoara și în orașul Ceacova la persoane suspectate care ajuta grupuri de transfugi să părăsească România. 27 de suspecți au fost duși la audieri. Ovidiu Vărădeanu ne dă mai multe amănunte. Ovidiu, bună ziua! Vorbim de o adevărată filieră de traficanți de migranți. Ce au mai descoperit polițiștii la percheziții? Bun găsit, trupele speciale ale poliției Timiș au fost nevoite să spargă ușa unui apartament din Timișoara, situat la etajul 4 al unui bloc, și au descoperit acolo 18 migranți din diferite țări asiatice care așteptau să plece în Occident. Alți câțiva zeci de migranți au fost descoperiți în alte locații din oraș. Ancheta s-a desfășurat împreună cu polițiștii din Germania, care au participat și ei la descinderi. Potrivit anchetatorilor, migranții ajungeau în Timișoara cu ajutorul unor călăuze venind din Serbia și erau cazați în diferite apartamente sau pensiuni din oraș. Traficanții din grupare anihilată astăzi îi preluau și îi duceau cu mașinile până în apropierea parcărilor de pe autostrada A1 sau de pe drumurile naționale din județele Timiș, Arad și Hunedoara. Odată ajunși acolo, așteptau ca șoferii de tir să plece de lângă camioane și îi urcau pe migranți în remorci. Cei mai mulți dintre aceștia doreau să ajungă în Germania și plăteau pentru cazare și drum între 1.000 și 2.000 de euro. Majoritatea migranților descoperiți astăzi sunt de naționalitate afgană. Cei 27 de suspecți reținuți în urma operațiunii au fost aduși la sediul DIICOT pentru audieri. Ei sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți.